că suntem liberi, că nu mai sunt legături, aleluia, că nu mai sunt lanțuri. Aleluia. În viața noastră e un har. Binecuvântat să-i fie numele, că în numele Lui ne-am adunat în această după-amiază și știm că Dumnezeu va face să cadă și la cei care încă n-au căzut legături și lanțuri în numele Lui Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. Haideți să ne uităm în Scriptură ca text de învățătură în seara aceasta, la pagina 287, Rut, capitolul 1, începând cu versetul 1 în jos. A lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie toată slava, toată gloria, toată mărirea și toată înălțarea. Amin. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betlehemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion, erau efratiți din Betlehemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-a așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi, și Naomi a rămas fără cei doi fii ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ca ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului. Că și aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei și-au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți o dignă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat, ele au ridicat glasul și au plâns și i-au zis: nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis: întoarceți-vă, fișele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pânteșile meu ca să poată fi bărbați voștri? Întoarceți-vă, fișele mele. Versetul 14. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut: iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeu ei. Întoarce-te și tu după cumnata ta. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, vei muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până și-au ajuns la Betlehem și când au intrat în Betlehem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Și femeile ziceau: Naomi, plăcută este aceasta. Ea le-a zis: nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, amărășiune, că și el atotputernic m-a umplut de amărășiune. La plecarea mea eram în belșug și acum Domnul m-a adus înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și și el atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și nora sa Rut moabita, a ajuns la Betlehem la începutul seșeratului orzului. Amin. Frați și surori, haideți să stăm într-o rugăciune scurtă înaintea Domnului și să-L chemăm pe Dumnezeu ca El în seara aceasta să ne hrănească, să ne adape, să taie legături și El să fie acel care să întărească ființa noastră. Amin. Dumnezeule, Duhule Sfinte, avem nevoie de Tine.
Ai promis, Domnul și Dumnezeul nostru, că în momentul în care îl trimiți pe Duhul Sfânt, ne va călăuzi în tot adevărul. Adevărul tău produce viață, schimbare în ființa noastră. Te rugăm în seara aceasta, printr-un suflet slab, Doamne, și fără valoare înaintea ta, să dai, Doamne, în poporul tău ajutor. În locul acesta sunt persoane bolnave, poate trupește, te rog în numele Domnului Iisus să le atingi prin Duhul Sfânt. O, Doamne, sunt persoane care nu te cunosc pe tine, care, Doamne, au alergat prin lumea aceasta și poate au strâns doar lucrurile lumii și nu te au pe tine ca Mântuitor și Domn. Dintre cei care ne ascultă online, Doamne, sunt oameni necăjiți și apăsați și fără nădejde. Doamne, Tu ai venit să ne dai nădejde. Dumnezeul oștirilor, să Te cobori prin Duhul Sfânt, că așa ai spus că dacă doi, dacă trei se adună numele Tău, Tu ești prezent în mijlocul lor. Să mângâi, Doamne, pe cei fără mângâiere, să dai ajutor celor fără ajutor, să dai mântuire celor fără mântuire, să dai o direcție celor fără direcție, să dai putere celor fără putere, Doamne, și celor care se luptă cu diferite legături în seara asta, nu, Doamne, un om, și Tu ești Dumnezeu care poți tăia legături și lanțuri. Tu poți, Doamne, face ca accesul celui rău, accesul oricărei puteri demonice să dispară din viața noastră. Ne-am rugat în numele Domnului Iisus și știm că ne asculți. Amin. Vă rog respectos să ocupați locurile, lăudați să fie Domnul. Mă simt onorat în această seară să stau în fața unui Dumnezeu așa de mare. Am cântat în seara asta că Dumnezeul nostru e mare și nu-i mare că am cântat noi, nu-i mare că spun eu. Și El care stă pe scaunul Lui de domnie este un Dumnezeu mare. N-am putea să-i zidim o casă, că cerul este scaunul Lui de domnie și pământul este așternutul picioarelor Lui. De aceea ne-am adunat în această seară, nu să ovaționăm un om, ne-am adunat să cinstim, să înălțăm și să binecuvântăm pe cel mai frumos dintre oameni. Numele Lui este Iisus Hristos din Nazaret, lăudat să fie numele Lui. Spunea cuvântul în seara asta că pe când eram noi doar un plod, toate zilele care erau rânduite erau scrise în cartea Lui. Și tot ceea ce noi facem și tot ceea ce în fiecare dimineață, unde ne uităm și cum umflăm, așa după cum spunea fratele Daniel, din cuvintele noastre vom fi scoși fără vină și din cuvintele noastre vom fi osândiți. Avem un Dumnezeu așa de mare, binecuvântat să fie în numele Lui. Iisus Hristos a fost rânduit judecătorul celor vii și a celor morți și că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor, lăudat să fie Domnul. În orice vreme, Dumnezeu a avut oameni care L-au proslăvit, L-au glorificat și au luptat în armata mântuirii. Mă bucur că dacă, frați și surori, pe vremea judecătorilor nu era împărat în Israel și fiecare fășea și îi plășea. Au fost momente în viața noastră când și noi am făcut ceea ce ne-a plăcut, pentru că n-am căutat să umblăm cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu, n-am cunoscut calea care duce spre șeruri și ne-am rătășit pentru că n-am cunoscut nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Mă rog în această seară, toți cei care ne ascultă chiar online, toți cei care sunt în adunare și care până astăzi poate n-au înțeles voia lui Dumnezeu, mă rog înaintea Domnului ca Dumnezeu să pună în noi foame și sete după cuvântul Lui, după această pâine care s-a coborât din cer și a dat lumii viața, pentru că Mântuitorul a spus, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug, lăudat să fie Domnul. M-am uitat în Scriptură la oameni care s-au hotărât să-și păstreze viața curată.
S-a hotărât să se sfințească înaintea Domnului, s-a hotărât să lupte cu păcatul și cu puterile demonice și Dumnezeu le-a dat biruință. În seara asta, dacă vei începe să te lupți împreună cu mine, cu păcatul, cel care ne dă la toți biruință și ne ajută să ne păstrăm curați, este Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Biblia ne spune că Moise a trimis mai multe persoane din fiecare seminție, câte o persoană, adică 12 persoane le-a trimis să se uite în țara Canaanului, la acea țară care Dumnezeu i-a făgăduit lui Israel, i-a făgăduit lui Avram, lui Isaac și Iacov că le va da o țară care curge lapte și miere. Și Dumnezeu a adus vremea când să împlinească această făgăduință. Cuvântul Domnului ne spune că țara aceea era foarte roditoare și la întoarcere din Valea Eșcol, care înseamnă strugure, așa au botezat-o oamenii care au fost acolo, care au fost trimiși acolo, ei au adus pe o prăjină un strugure, așa de bogată era țara aceea. Vreau să vă spun că dintre cele 12 persoane, numai doi dintre ei, când s-au ajuns acasă și au dat o dare de seamă lui Moise, au fost cu o inimă curată și au spus că vom avea biruință și Dumnezeu ne va da așa, va fi binevoitor și ne va da așa țară. Am vrea să ne uităm în după-amiaza aceasta la primul dintre ei, la Caleb, fiul lui Iefune, chenezitul. Cuvântul Domnului ne vorbește în Iosua, capitolul 14, versetul 9 în jos, câteva cuvinte despre mare valoare, despre un om care, la vremea lui, a căutat să umble în voia lui Dumnezeu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe veșie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Frații mei, ne adunăm aici în casa lui Dumnezeu și în locul acesta nu se predică despre un om, despre cineva din lumea aceasta, și în locul acesta noi predicăm voia lui Dumnezeu. Să facă Domnul ca toți cei care până astăzi n-au înțeles că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, și cel care face voia Tatălui meu din ceruri, să înțelegem fiecare că trebuie să ne aliniem în voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Următorul verset, versetul 10, spune următoarele cuvinte: acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că sunt în vârstă de 85 de ani. Următorul verset, versetul 11: și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise, am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră, lăudat să fie Domnul. Am amintit despre acest bărbat că, frați și surori, la înălțimea acestui bărbat putem ajunge și noi. Și cel care pune putere peste noi și ne poate ține în picioare e Duhul lui Dumnezeu. S-a vorbit foarte mult zilele acestea despre Duhul lui Dumnezeu. Și cel mai important lucru este pentru noi să ne rugăm ca Dumnezeu, Duhul Sfânt, să ne călăuzească în tot adevărul. Să putem să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să putem să aplicăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, să putem să ne uităm la noi plăcându-i, nu oamenilor, și fiecare dintre noi să plașem Domnului în ceea ce face și în tot ceea ce este bine, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Un alt bărbat pe care s-a întors de la țara, atunci când a fost trimis în țara Canaanului, a fost Hosea, pe care Moise a schimbat numele și l-a pus Iosua. Omul acesta a fost acel care n-a negrit țara aceea și a venit cu vești bune și a crezut că Dumnezeu le va da biruință să poată să ajungă în acea țară și să poată să o ia în stăpânire. Lăudați să fie Domnul!
După ce Moise pleacă din lume și Dumnezeu le-a acasă, vreau să vă spun că Dumnezeu îi vorbește lui Iosua în Iosua capitolul 1, versetul 8, următoarele cuvinte. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de la tine, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce e scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Frații mei, ca popor al Domnului avem nevoie de izbândă în fața puterilor iadului și avem nevoie de înțelepciune din partea lui Dumnezeu pentru ca să putem să ajungem în țara pe care Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ne-a pregătit-o. Și noi avem o cântare care spune așa: ce țară este țara aceea, ce bucurii vor fi în ea și cine oare va ajunge și cine oare va intra. Ca să putem intra în țara aceea, avem nevoie de înțelepciune din partea lui Dumnezeu și avem nevoie de izbândă în fața durilor de neputință. Vreau să vă spun că înțelepciunea vine de la Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care spune că cui lipsăște înțelepciunea să o șeară de la Dumnezeu, că Dumnezeu dă cu mână largă și ea îi va fi dată, lăudat să fie numele Domnului. Nu știu dacă într-un fel sau altul în adunarea din seara aceasta nu sunt oameni care trec prin diferite probleme. Pentru tine și pentru mine, pentru fiecare dintre noi, așa cum Dumnezeu s-a apropiat de Iosua, se apropie și de tine și îți spune așa. Următorul verset: întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul este cu tine în tot ceea ce vei face, lăudat să fie numele Domnului. Și Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne ajute să ne întărim, să ne îmbărbătăm, să nu dăm înapoi, să mergem înainte și să-L slujim pe Domnul cu credincioșie. Aș vrea să amintesc și două femei care au intrat în spița de neam a Domnului Iisus Hristos. Una dintre ele nu era o femeie care să te poți lăuda cu ea. Era o femeie care în viața ei erau diferite lucruri care o munceau și într-o zi a avut ocazia, frați și surori, să stea înaintea Domnului făcând și ea o faptă bună. Și vreau să spun că Biblia vorbește în Evrei, capitolul 11, versetul 31 și spune așa: prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință, lăudat să fie Domnul. Uitați că această femeie care nu cunoștea voia lui Dumnezeu, nu cunoștea pe Dumnezeu, nu cunoștea prea multe lucruri, dar într-o zi, această femeie, Biblia ne amintește despre ea că a vorbit cu cele două iscoade și a spus așa: Dumnezeul vostru, izraeliților, este Dumnezeu în cer, sus în cer, și este Dumnezeu jos pe pământ. Lăudat să fie Domnul! Un astfel de Dumnezeu slujim și noi astăzi. Rahab s-a căsătorit cu Salmon, iar Salmon este tatăl lui Boaz, care cuvântul Domnului ne va vorbi în seara aceasta câteva lucruri despre o femeie care, chiar dacă au fost destul de multe împotriviri, i-a căutat să vină cu soacra ei spre Betleem și acolo a găsit binecuvântarea de care avea nevoie și de care avem nevoie fiecare dintre noi. S-ar putea în seara aceasta să ai probleme și să-ți fie greu. Cineva care ne ascultă online sau fiecare dintre noi care suntem aici, s-ar putea ca unii dintre noi să trecem prin diferite probleme. Dar aș vrea să spun în seara asta cât de greu ți-ar fi nu renunța la Dumnezeu. Când renunți la Dumnezeu, ai pierdut totul. Când renunți la Dumnezeu, ai pierdut totul și poți ajunge în faliment. M-am uitat peste Șălnița, este un sat cu oameni gospodari, cu oameni care, exact ca și Norșova, sunt oameni deosebiți, care într-un fel sau altul ei caută să aibă o formă de evlavie
Și mi-amintesc că pe strada pe care stau a existat mai mulți oameni care și-au făcut câte o casă nouă. A fost tragic că majoritatea dintre cele trei persoane care le cunosc și și-au făcut o casă nouă, n-au ajuns să o stăpânească. Și unul dintre ei, chiar săptămânile trecute, la 40 și ceva de ani, a trebuit să încheie socotelile și să fie mutat din lumea aceasta. Se pune întrebarea, ce ar folosi la un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Popor al Domnului, noi trebuie să fim înțelepți. Și ca popor al lui Dumnezeu, fiind înțelepți, noi trebuie să avem în fața oamenilor o vorbire potrivit voiei lui Dumnezeu. În momentul când avem o gândire poluată, această gândire poluată poate duce în faliment viața noastră personală și poate duce în faliment chiar și pe unii de lângă noi, dacă nu avem o potrivire, dacă nu avem în vorbirea noastră, dacă nu avem o vorbire potrivit voiei lui Dumnezeu. De aceea, pe această latură avem nevoie de înțelepciune. Pentru că m-am uitat la Rut Moabita, la Rut și m-am uitat și la Naomi. Și m-am uitat la această familie care pleacă din Betleem. Se duce din Betleem și pleacă împreună cu bărbatul ei, Elimelec, pleacă împreună cu Mahlon și Chilion, cei doi fii ai lor, și ajung în țara Moabului și stau aproape 10 ani acolo. Am fost interesat ca fapt divers și m-am gândit și am făcut așa un calcul și m-am gândit în vremurile în care trăim, aceste persoane s-a mutat într-o țară străină și există foarte mulți oameni care se mută într-o țară străină. Nu-i rău lucrul acesta, dar este important pentru noi să nu uităm slujirea față de acest Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Uitându-mă la vremurile care trăim, am făcut așa o socoteală și am socotit că oamenii aceștia puteau să câștige, să le rămână cam 1000 de euro pe lună și erau 6 persoane după ce s-au căsătorit și puteau să câștige cam 6000 de euro. Când s-a întors Naomi înapoi, s-a întors cu mâinile goale. Frați și surori, avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin? Avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile noastre. Și dacă această familie era o familie care era sub binecuvântarea lui Dumnezeu, se puteau întoarce acasă și cu bani, se puteau întoarce acasă și cu o situație spirituală, pe plan spiritual, să poată să fie oameni care să-L aibă pe Dumnezeu în viața lor și să nu se întâmple această nenorocire care s-a întâmplat peste acea familie în acea vreme. După 10 ani, Naomi se întoarce acasă cu mâinile goale. Dragii mei frați și surori, banii se mai pot face, dar ce ar folosi la un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și este important să înțelegem în seara aceasta că noi ca oameni nu trebuie să avem o gândire sau o vorbire poluată. Și în orice vreme când ne atacă puteri demonice, să putem să luăm decizii înțelepte, să putem să vorbim către oameni înțelepți, pentru că Pavel a spus așa, orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Și Domnul să ne ajute să ne cercetăm din ce izvor vorbim atunci când vorbim către alți oameni. Uitați-vă la starea lui Naomi, după aproape 10 ani în care a trecut prin multe necazuri. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Fiecare dintre noi s-ar putea să ne confruntăm cu probleme și necazuri. Dar mai mare decât necazul în care te afli, mai mare decât problema financiară în care ești băgat, e Dumnezeul pe care tu îl slujești, binecuvântat să fie numele Lui. Și Dumnezeul care tu îl slujești și eu îl slujesc, El poate trece peste cerurile cerurilor și poate să ne vină
în ajutor la fiecare. Și așa aș vrea să scot în relief în seara asta, în scurte cuvinte, este următorul lucru. Femeia aceasta nu are o coloană vertebră în a scoate lucruri bune din viața ei. Uitați ce spune cuvântul aici, din gura ei, în Rută, în capitolul 1, versetul 6. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, că și aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui, în țara lui Iuda. Uitați, trei persoane cu bagajele făcute, fiind gata să se întoarcă din nou în țara unde cu adevărat era binecuvântare, bineînțeles dacă persoanele respective îl slujeau pe Dumnezeu. Totuși, Naomi a fost aceea care a avut o vorbire care n-a fost după voia lui Dumnezeu și a spus așa: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Două fete tinere care s-au căsătorit cu cei doi copii ai Naomi care au murit și au rămas trei văduve. Erau destul de multe probleme și cele trei doreau să fie împreună, pentru că necazul leagă pe oameni și vor să fie împreună. Uitați din nou în versetul 11, Naomi a zis: întoarceți-vă, fișele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Aceste femei, de acolo de unde veneau, au slujit în idolatrie, au slujit la Dumnezei străini, au slujit la Dumnezei care nu erau Dumnezei adevărați, erau Dumnezei închipuiți și totuși Naomi, nu văd vorbind despre Dumnezeul care a făcut cerul și pământul, chiar dacă erau probleme, nu văd vorbind despre Dumnezeul care poate să le izbăvească, care poate să le ajute, care poate să le sprijinească prin necazurile și problemele prin care treceau. De aceea e important, frați și surori, în vorbirea noastră ca copii al lui Dumnezeu, să ne dăm seama că s-ar putea să depărtăm pe oameni de împărăția lui Dumnezeu. Că și chiar dacă trecem prin probleme, chiar dacă trecem prin necazuri, toate lucrurile împreună, spunea Apostolul Pavel, lucrează spre binele și fericirea celor care iubesc pe Dumnezeu. Din nou vedem în versetul 14, spune așa: și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Ne pare rău de tot cei care se pierd, dar ne pare și mai mult rău de cei care se pierd din cauza noastră. De aceea este important pentru noi să avem o pocăință de calibru mare, să avem o viață așa după cum a avut-o Domnul Iisus Hristos, o viață de sfințenie, și în lumea aceasta să fim lumină și sare, ca oamenii când vor vedea viața noastră, în viața noastră să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Să spună: omul acesta cu adevărat l-am văzut pe Dumnezeu în el, îl văd în fiecare zi trăind o viață sfântă, îl văd în fiecare zi că Dumnezeu l-a schimbat, că Dumnezeu a tăiat legături din viața lui, se văd că au căzut lanțuri, se văd că au căzut adicții, cu adevărat puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu Duhul Sfânt a atins pe omul acesta. Uitați că în momentul în care nu are o vorbire adecvată, una din cele două nurori ale ei hotărăște să se întoarcă la poporul ei și la Dumnezeu ei, după cum îi spunea soacra ei. Asta nu este o atitudine de copil al lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne întărească și să ne ajute să putem înțelege că peste Rut a fost harul lui Dumnezeu că a rămas în picioare, pentru că și ei s-au spus aceleași vorbe: du-te înapoi la poporul tău. Dragii mei frați și surori, fiecare dintre noi nu ne putem duce înapoi,
cu cât de multe greutăți și probleme ne-am confruntat, nu ne putem întoarce înapoi, pentru că întorcându-ne înapoi putem să ne pierdem veșnicia noastră. Un alt lucru cu care se pot confrunta oamenii și cu care îi atacă și rău este starea de îngrijorare. Sunt convins că Naomi era îngrijorată și chiar spune cuvântul că era îngrijorată cu privire la lucrurile care s-au întâmplat și cu privire la lucrurile care vor fi în viitor. Dar, frați și surori, viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Tot ceea ce se va întâmpla mâine, Dumnezeu cunoaște și viitorul, binecuvântat să fie în numele Lui. De aceea, vreau să vă spun că e important pentru noi să avem o gândire nepoluată și o vorbire așa cum trebuie și nici o stare de îngrijorare să nu fie în viața noastră. Pentru că cuvântul Domnului și chiar Domnul Iisus ne îndemna să nu ne îngrijorăm. În Matei, în capitolul 6, versetul 25 până la 31, cuvântul Domnului vorbește cu el această stare de îngrijorare. De aceea vă spun, aici nu vorbește un om, vorbește împăratul vieții, lăudat să fie numele Lui. Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce o veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Haideți să ne uităm și din Matei 6, de la 32 în jos, unde cuvântul Domnului spune așa, 6:32. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Avem un Dumnezeu care numele Lui este Jehova Ire, binecuvântat să fie Domnul. Și El este Cel care poate purta de grijă la fiecare dintre noi. Este important ca fiecare dintre noi să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu care este Jehova Ire. Dar trebuie să cunoaștem care sunt prioritățile în viața noastră, căci următorul verset spune așa, 34 din capitolul 6. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Și versetul 33 spune așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea ei și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, lăudați să fie Domnul. Asta nu înseamnă că nu trebuie să muncim și la tabor încurajăm lenea. Și frați și surori, dacă noi îl punem pe primul loc pe Dumnezeu și dacă căutăm mai întâi pe Dumnezeu, celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra ca o binecuvântare, slăvit să fie Domnul. Îmi vine acum în minte un împărat pe care Dumnezeu a hotărât să-l pună peste Israel. Numele lui este Solomon. Și la Gabaon, Dumnezeu i s-a arătat și a stat de vorbă cu el. Și în capitolul 3, începând cu versetul 9 din 1 Împărați, Dumnezeu i-a vorbit și a spus, cere ce vrei să-ți dau. 1 Împărați, capitolul 3, versetul 9 în jos. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău. Că cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Versetul 10. Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Versetul 11. Și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, și ceri pricepere ca să faci dreptate. Versetul 12. Voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va mai scula nimeni niciodată ca tine. Versetul 14. Mai mult îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine, binecuvântat să fie Domnul. Fraților, este important pentru noi să nu ne îngrijorăm. Dacă trecem prin probleme, să nu ne îngrijorăm. Și Dumnezeu să ne ajute să nu ne îngrijorăm de nimic.
Pentru că cartea Filipenilor, Apostolul Pavel vorbea în Filipeni, în capitolul 4, versetul 6, următoarele cuvinte. Nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucru, nu știu cu ce te confrunți în seara asta, cineva care ne ascultă online sau cineva din adunare, nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucru, aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Cine este ca El? De aceea este important să învățăm să aducem cererile noastre înaintea Lui. Pentru că aducând cererile noastre, aducând problemele noastre înaintea Lui, Dumnezeu este Cel care ne poate da biruință la fiecare și ne poate veni în ajutor, binecuvântat să fie Domnul. Dacă nu suntem atenți, dacă nu ne punem încrederea în Dumnezeu, nu putem avea, frați și surori, un viitor și o nădejde. Pentru că fără Domnul nu există viitor și nădejde. Și Biblia spune că eu știu gândurile care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și vreau să vă spun că atunci când alegi să slujești pe Domnul, ai adevărata bogăție. Poate vei renunța la foarte multe lucruri. Și avem în fața noastră o femeie, și anume Rut, care a căutat să nu se întoarcă înapoi. A fost sfătuită să se întoarcă înapoi, a fost sfătuită să se întoarcă la Dumnezeu ei, a fost sfătuită să nu mai slujească pe acest Dumnezeu care îl slujea într-un fel, în ghilimele, Naomi, și totuși a luat decizii înțelepte și a căutat să înțeleagă că de la Dumnezeu care a slujit părinții ei, în lucrurile în care a trăit până a plecat de acasă, nu i-a adus fericire și nu i-a adus împlinire. Și uitați, aici avem două femei moabite care au venit și s-au lipit de familia lui Elimelec. Una dintre ele renunță și una dintre ele e gata să slujească pe Dumnezeu cel adevărat. Oricât de greu ți-ar fi în seara asta, frate din adunare, oricât de greu ți-ar fi fiecare care ne asculți și unii dintre voi care treceți prin necazuri și care ne ascultați în seara asta online, oricât de greu ți-ar fi, nu renunța la Dumnezeu care te-a creat, nu renunța la Dumnezeu care ți-a purtat de grijă, nu renunța la Dumnezeu care ți-a dat sănătate, nu renunța la Dumnezeu care în fiecare zi s-a mai dat o zi din viață. Și când mă uit în viața mea, în fața dumneavoastră, sunt o minune. De două ori operat de ernie de disc și din nou cu două inele distruse, și am zis, Dumnezeule, Tu poți să mă ții în picioare, să poți să ajung la casa Ta, să poți să plec genunță jos și să Te laud că sunt o făptură atât de minunată, să pot să aduc în rugăciune pe frații mei și pe surori, să pot să fac o slujbă, să pot să cânt în casa Ta. Și aseară, chiar la o oră târzie dintr-un bloc, îl lăudam pe Dumnezeu și îi spuneam, Doamne, îți mulțumesc că mai sunt în viață și mă pot bucura de viață. De aceea, dragii mei, cât de greu v-ar fi, nu renunțați la acest Dumnezeu. Orpa, ascultând sfatul soacrei sale, a renunțat. Nu știa prea multe Naomi despre, nu știa prea multe Rut despre Dumnezeu cel adevărat. Dar i-a zis așa, versetul 16, Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Această fată pornea într-un necunoscut. Nu știa unde se va duce, nu știa ce va fi în Betlehem, nu știa unde va sta, nu știa unde va locui, nu știa cum e poporul lui Naomi,
dar s-a hotărât să se ducă înainte, lăudat să fie numele Domnului. Dragii mei, cuvântul Domnului spune în 1 Ioan, în capitolul 2, înainte de încheiere, aș vrea să amintesc și aceste câteva versete. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Poate iubim alte lucruri și suntem gata să renunțăm pentru Domnul. În seara asta, Duhului Dumnezeu, Dumnezeu Duhul Sfânt se îndreaptă spre mine și spre tine și îți spune și îmi spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Următorul verset: căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl și din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi lucrul acesta, că și diavolul se va împotrivi să renunțăm și va veni în viața noastră cu dur de nemulțumire, că și la mine a venit de multe ori. Dar ca să nu-i aduci lui Dumnezeu închinare și slujire. Și aș vrea să închei cu două, trei versete pe care prin care diavolul s-a confruntat cu cel rău. În Matei, capitolul 4, versetul 8. A avut un tupeu fantastic, a venit și la Fiul lui Dumnezeu și a căutat să-L ispitească. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu față la pământ și te vei închina mie. Următorul verset: pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Slăvit să fie Domnul! Această femeie a căutat să meargă înainte și pentru ea era un preț de răscumpărare. Și acel om, Boaz, a răscumpărat-o împreună cu Naomi și vreau să vă spun că dacă nu s-a îngrijorat și n-a avut un loc unde să-și pună capul, Dumnezeu i-a purtat de grijă. Dacă într-un fel sau altul îi lipseau lucrurile pământești și amândouă venit cu mâinile goale, Dumnezeu i-a purtat de grijă. Dar mai mult decât atât, frați și surori, vreau să vă spun în seara asta în încheiere, pentru fiecare dintre noi s-a plătit un preț de răscumpărare, binecuvântat să fie Domnul. Și acest preț de răscumpărare l-a plătit Domnul Iisus Hristos. Și închei cu Apocalipsa, capitolul 5, versetul 9 și 10, în care Apostolul Ioan, insuflat de Duh, spunea așa: și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rup peșețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oamenii din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam, slăvit să fie Domnul. Dacă în vechime Naomi a căutat să slujească pe acest Dumnezeu și a primit un preț de răscumpărare, Domnul Iisus Hristos a venit și a plătit pentru noi, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, în încheiere, nu renunța, oricât de greu ți-ar fi. Poate ești bolnav, poate ești în suferință, poate ai probleme financiare, poate ai neînțelegeri în familie, poate te confrunți cu diferite lucruri. Cel care e Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ, ne poate sprijini, ne poate ajuta și ne poate veni în ajutor. Haideți să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Domnului cu problemele noastre. Și dacă sunt adicții, dacă sunt legături, dacă sunt lanțuri, dacă sunt probleme, ori de care fel ar fi, Dumnezeul nostru care noi slujim ne poate sprijini și ajuta. Tot în seara asta putem să aducem înaintea Domnului pe toți cei care îi avem, poate din familiile noastre, care încă nu s-au întors la Domnul, ca Dumnezeu să-i atingă cu puterea Lui. Și tot în rugăciunea asta să ne rugăm ca Dumnezeu să facă ca aici în Orșova lucrarea Domnului să crească și numele Domnului Iisus să fie înălțat prin Duhul Sfânt.